Salut! Astăzi vei învăța să rezolvi cubul 4x4 în cel mai simplu mod. Și dacă încă nu știi să rezolvi cubul 3x3, îți va fi foarte greu. Așa că îți lăs o sugestie aici sus la cel mai simplu mod de rezolvare a cubului 3x3. Dar dacă deja știi să rezolvi cubul 3x3 și ai înțeles bine cum funcționează, atunci bine ai venit! Și hai să trecem la tutorial, pentru că o să ai multe de învățat. Ca de obicei, mă voi strădui să explic mai lent și mai clar. Hai să începem! Și cum am spus, dacă deja cunoști cubul 3x3, îți va fi mult mai ușor. Și chiar poți să-l lăși aproape ca să te ghidezi. Cum poți vedea, au aceleași culori și sunt la fel poziționate. De exemplu, albastru în față, alb, roșu în stânga, oranj în dreapta și tot așa. Verde, galben, așa. Și dacă nu vei încurca centrele formate din 4 pătrățele, adică nu le vei încurca așa, chiar îl poți folosi ca 3x3. Unde vom avea mochii, colțuri, centru. Sau 2x2 dacă vrei. Așa. Și avem un colț din 4 pătrățele. Da. 2x2. Ok. Dar situația se complică atunci când începe a încurca centrele. Așa. De ce spun asta? Pentru că, spre deosebire de 3x3, unde centrele sunt poziționate la fel, adică oranj este opusul lui roșu, alb opusul lui galben și asta nu se schimbă. La 4x4 este un pic diferit. Le poți poziționa una lângă alta, adică galben lângă alb, albastru lângă verde, roșu lângă oranj. De aceea este foarte important să ținem minte poziția inițială a culorilor. Sau pur și simplu te uiți la 3x3 și o faci la fel. Hai să-l încurcăm. În așa fel ca centrele toți să fie încurcate bine. Cam așa. Prima etapă este să aducem cubul în poziția unui 3x3. Adică să strângem centrele poziționate corect între ele și mochiile puse câte două în pereche de aceeași culoare. Astfel ajungem la a doua etapă, unde pur și simplu îl rezolvăm ca și 3x3, doar cu două excepții care le afle când ajungem acolo. Deci începem cu centrul alb. Găsește un pătrățel pe oricare față, așa, îl punem în sus și pur și simplu le aducem pe celelalte trei aici lângă el. Ținând cubul cu punctul care l-am ales în sus, adică cu pătrățelul alb în sus, pe partea din față sau laterale, depistezi încă un pătrățel alb. Așa, aici avem două. Acum, te poți juca cu fața de sus, cu partea de sus sau cu partea din față, în așa fel ca când vom ridica pătrățelul de aici sus să se alinieze într-o linie cu acesta. Dacă, de exemplu, ridicăm acum, vezi că se pune în diagonală. Pe noi este bine. Rotești fața sau partea de sus într-așa fel ca să se alinieze bine. După ce două sunt aliniate, găsim următorul pătrățel care sunt aici. Și facem la fel. Așa. O putem ridica aici sus. După care poziționăm pătrățelul din față. În așa fel. Ca să le putem alinia. Da? O coborâm înapoi pe acesta. Le punem într-o linie în față. Și pentru a le ridica aici sus, pur și simplu vom face așa. Punem pe verticală și le ridicăm aici. Asta este. De exemplu, dacă
un pătrățel, ultimul sau penultimul, nu importă, se află. Spunem că se află de sub aici, că rotim cubul și nu-l găsești. Pur și simplu ar trebui să-l aduci în față, în felul următor. Îl aliniez cu acesta care e singur aici sus. Îl aduce aici în față. Vedem că ăsta s-a dus în spate. Și atunci, mișcăm partea din față. Și îl aducem înapoi pe acesta. Acum facem la fel. Aliniem, dacă nu se primește, mișcăm. Aliniem, punem pe verticală, ridicăm sus. Cam așa. Primul pătrat se strânge mai mult intuitiv. Bun, după ce ai centrul alb strâns, vei strânge centrul opus, adică pătratul galben. Îl întoarcem în jos, alb în jos, și aici sus vom strânge galben. Cum vedem, două deja sunt. Ok, presupunem. Că sus nu este nici un pătrățel galben. Așa, le-am scos de sus, le-am pus prin părți. În jos rămâne centrul alb. De exemplu, aici nu-i nici un pătrățel galben. Păi cum le aducem sus? Foarte simplu. Okay, acum este important să strângem centrul galben aici sus, fără a strica centrul alb de desubt. Cum vom ridica primul pătrățel? Îndată vedem că linia albă de desubt a venit în față. Ne jucăm cu partea de sus, adică oferim într-o parte, coborâm albul înapoi și în așa fel centrul alb nu este stricat și deja avem un pătrățel sus. Facem la fel cu toate. Așa, ăsta este poziționat corect. Deoarece când îl ridicăm sus, se aliniază bine cu primul care îl avem aici sus, dar iarăși avem linia în față. Eliberăm locul, ducem linia în jos și așa reparăm centrul alb și avem deja două pătrățele galbene. Iarăși rotim, depistăm aici, două galbene deja sunt aliniate, super! Pentru a-l ridica sus, dacă vom pune linia verticală și o ridicăm sus, albul vine în față, dar deja nu mai putem să-l reparăm. În cazul acesta, cum face? Aliniez linia de sus cu cea din față, în felul următor, rotind partea din față. Acum, ridicăm linia sus. Și vedem iarăși două pătrățele, adică o linie albă în față. Schimbăm galben în partea stângă și o ducem în jos. În așa fel, aceasta din spate vine sus, centrul de jos se repară. Și ta-da! Două centri sunt gata. Galben și alb. Ok. Trecem la următoarea culoare. Poziționăm cu centrele deja strânse, adică alb și galben, pe părți și depistăm aici un centru care deja are mai multe culori, cum de exemplu ăsta. Deja are o linie albastră. Va fi mai ușor să strângem încă două albastre aici. Așa, vedem unul în față, albastru. O punem așa ca să putem aduce următorul albastru aici. Așa. După ce l-am adus, avem 3. Îl căutăm pe ultimul pătrățel albastru. Vedem unde aici noi. În spate. Ok. Putem să-l întoarcem așa. Galben cu alb prin părți. Albastru în fața noastră. Acum. Ar fi mai bine să formăm o linie aici în față. Și să o ridicăm sus. Cum facem asta?
Iarăși, ne jucăm cu părțile din față și de sus. Punem așa și încercăm să coborăm pătrățelul aici jos. Dar vedem că ăsta din față se va deplasa de sub. Atunci îl schimbăm. Și când îl coborăm, încercăm să-l aliniem. Și iarăși vedem că se pun pe diagonală. Nu e bine. Mai rotim o dată față, partea din față. Coborăm, aliniem. Îl punem așa ca să-l putem ridica sus. Și pa-bam, trei centri. Alb, albastru, galben. Așa. După ce trei centri sunt gata, luăm cubul 3x3, îl poziționăm la fel, deci îl avem așa, albastru cu fața la noi, sau în sus, și albastru în sus, în stânga este galben, în dreapta este alb. Vedem care culoare va fi aici în față, oranj. Atunci aici în față vom strânge oranj. Da? Îl întoarcem așa. Și iarăși în spate vom avea albastru. Sus vom strânge oranj. Aici în față verde. Jos roșu. Ok, începem cu oranj aici sus. Strângem oranj aici sus fără a strica centrul albastru din spate. Cum facem asta? Vedem că avem o linie oranj aici sus, da? Ridici sus. Și deja îți dai seama că centrul din spate s-a stricat. Schimbăm linia oranj în partea dreaptă și aducem înapoi. Așa, important e după fiecare mișcare, trebuie reparat centrul din spate. Adică faci mișcarea, schimbi, aduci mișcarea înapoi. Ok. Dacă aici avem un punct oranj, al doilea evident că este de sub. Dacă ne uităm, îl vedem aici. Pentru a le alinia aici în față, va trebui să-l aducem aici. Dar vedem că se pun pe diagonală. Iarăși, schimbăm partea din față aici jos. Îl aducem pe ăsta de jos aici în față. Schimbăm. Și reparăm albastru în spate. Așa. Acum avem o linie oranj sus și o linie oranj jos. Și sunt poziționate corect. Pentru a ridica aici sus, ridicăm, schimbăm, reparăm. Și acum avem albastru și oranj. Va veni verde în față, unde deja trei sunt gata puse. Și trei roșii jos. Lăsăm oranj în spate. Acum vom avea albastru de sub, oranj în spate și în față două culori care se văd. Verde sus. Bine. Hai să încercăm să aliniem un pătrățel verde cu alt pătrățel verde de aici. Așa, dacă îl coborăm acum, vedem că verde fuge de sub. Schimbăm așa. Acum îl aducem aici, vedem că linia s-a format, doar că este orizontal. O punem vertical și acum vezi, când se ridică sus, se aliniază perfect. Așa, centrele sunt gata. Mai luăm o dată cubul 3x3, îl poziționăm la fel și mai probăm o dată. Alb în față. Verde, galben, albastru, oranj, roșu. Perfect. Și acum trecem la următorul pas. Formarea mochilor din două pătrățele cu aceeași culoare. Sau cu aceleași culori, ca o două. Trebuie să împerecheate, cum este aceasta. Bun, cum facem asta? În primul rând, poziționează cubul cu albul în sus. Ca de obicei, da? Alb în sus, galb în jos. Și vedem că o muchie este deja gata.
Așa se poate întâmpla chiar și două. Aici mai avem una. Toate mochile care deja sunt împerecheate, sunt strânse, montate bine, le ridicăm în partea de sus, în felul următor. Așa, avem una sus și avem două sus. Ne mai uităm dacă nu mai avem vreuna. Avem părți noi, jos. Nu, nu mai sunt. Ok. Două deja sunt sus. Așa, dacă ai mai multe mochi împerecheate, le ridici sus. Dacă nu, găsești pur și simplu un pătrățel din fața ta, primul care îl vezi, de exemplu, galben cu roșu, și găsești perechea lui. Vedem unde este, galben cu roșu. Asta știm că este aici. Îl rotim așa. Îl văd aici jos. Da? Hai să-l aducem aproape de perechea corespunzătoare. Sunt aici. Acum, pentru a le împerechea, ar trebui de adus muchia care are pătrățelul nostru în partea opusă, aici. Dar să nu fie pe aceeași linie. Dacă pătrățelul îl punem pe aceeași linie, nu le vom putea împerechea așa. Atunci, ar trebui să fie montat în partea opusă, dar pe linii diferite. Cum facem asta? Sunt două situații aici. Când muchia se schimbă, muchia asta vom schimba-o cu muchia din dreapta. Dacă vom schimba-o din partea din față așa, atunci se vor nimeri pe aceeași linie. Atunci trebuie să o schimbăm din partea dreaptă. Cum facem asta? Coborâm locul unde ne trebuiește muchia, în partea dreaptă. Punem muchia noastră acolo în dreapta și o ridicăm înapoi. Cum vedem, s-au pus pe părți opuse și nu pe aceeași linie. Și așa putem să le împerechem. Hop! Și muchia este gata. Dar, de exemplu, dacă vom schimba muchia altfel, o dăm într-o parte, punem locul aici în față și o ducem în față și acum le ridicăm. Vedem că s-au pus pe aceeași linie și nu le putem împerechea. De aceea sunt două situații aici. Când pătrățelul trebuie să fie aici jos sau când trebuie să fie aici sus. Ok, îl aducem înapoi. Bine, l-am pus în poziția inițială și mai fac încă o dată. Așa nu. Punem locul aici într-o parte. Aducem muchia noastră și le ridicăm la loc. Acum da, împerechem muchile și vom schimba această muchie cu una de sus, cu una care nu este montată, de exemplu asta. Dacă va fi așa, una montată în față, o schimbăm cu una stricată. Acum ridicăm muchia noastră în dreapta, care este deja bună, punem una stricată în loc și o coborâm. După asta reparăm centrele care le-am stricat mai înainte. Așa. Nu. Invers. Așa. După fiecare muchie ridicată sus, reparăm centrele. Bine, avem 3 muchii. 1, 2, 3. Facem la fel cu următoarea muchie. De exemplu, oranj cu albastru. Uităm perechea. Oranj cu albastru este chiar aici. Vă trebuie să vii aici sus. Iarăși, ducem într-o parte, coborâm locul, aducem muchia, suim locul. O avem aici și o avem aici. Le împerechem, schimbăm muchia aici sus, deja avem în față una stricată, o ridicăm sus, o schimbăm pe una stricată, coborâm jos. Reparăm centrele. Super! Acum poți vedea 4 muchii deja montate aici sus. Asta ne spune că dacă mai facem încă o muchie, deja nu mai avem loc să ridicăm aici sus. De asta întoarcem cubul cu albul în jos. Și venim cu galben în sus, unde avem iarăși 4 locuri libere. Ne uităm dacă întâmplător pe
față nu s-a montat vreo muchie, că așa se poate întâmpla des. Bine, nu avem niciuna strânsă, trecem la următoarea. Aici verde cu roșu. Uităm unde mai avem verde cu roșu. Verde cu roșu, aici sus. Bun. Facem așa. Verde cu roșu aici, verde cu roșu aici. Facem la fel cum era de jos. Aici am pus-o, acum de sus vom pune-o aici. Dar nu putem doar să o coborâm așa. Pentru că stricăm muchia care este deja bună aici jos. Pur și simplu vom schimba-o cu asta de aici. O ducem într-o parte. Punem locul. Aducem muchia. Coborâm locul. Astfel, muchia de jos nu se strică și piesele noastre vin la locurile corespunzătoare, adică unde ne trebuiește. Împerechem muchile, muchia, o schimbăm pe asta de aici, din față, iarăși ridicăm, schimbăm, coborăm, reparăm centrele. Ne uităm, dacă nu avem o muchie întâmplător strânsă, nu este. Dacă nu este, trecem la următorul pătrățel, adică următoarea muchie. Roșu cu albastru. O vedem aici, roșu cu albastru. Facem la fel, o schimbăm cu muchie din partea dreaptă, adică partea opusă, a pătrățelului ales. Ducem în stânga. Ridicăm locul, aducem muchia înapoi, coborâm locul și le vedem aici. Împerechem muchia, o schimbăm cu una de aici, cum vezi aici deja este montată. Aduce una stricată și o schimbăm. O punem în dreapta sus, o schimbăm cu asta stricată și o coborâm. Reparăm centrele. Ne uităm, aici avem 1, 2, 3 montate, nu, 2 montate, 2 nu. Mai avem una aici. O ridicăm aici sus. Așa, schimbăm, coborăm. Super. Avem 1, 2, 3 montate bine și una nu. Mai strângem una, de exemplu. Albastru cu alb. Căutăm perechea. Albastru cu alb este cea sus. Așa. O vedem aici. O schimbăm cu asta. O ducem încolo. Ridicăm muchia. Punem muchia noastră. Coborăm. Așa. Le avem aici. Împerechem. O schimbăm cu unica care mai este stricată aici. Așa. Punem muchia stricată. Coborăm. Reparăm centrele. Și acum vine situația când avem sus 4 strânsă bine. Adică tot locul de sus este ocupat. Tot locul de jos este ocupat. Și a rămas doar muchile din față. Pentru a le monta sau repara pe acestea din față, vom proceda un pic diferit. Dacă până acum pătrățelele nu trebuiau aliniate pe aceeași linie, acum le aliniem. De ce? Îți arăt imediat. Vedem aici. Sunt aliniate, da? Mai comod când sunt jos aici. Le aliniem așa între ele și îți spun de ce. Pentru a duce muchia de aici, în partea stângă, împerecheată cu perechea ei, va trebui să stricăm centrul așa, în partea stângă. Acum, muchia de aici, o întoarcem invers, în felul următor, pătrățelul va veni aici sus și când vom repara centrele, ele se vor alinia bine, la locul lor. Hai să facem. Stricăm centrul în dreapta. Acum, schimbăm muchia invers. Pentru a o schimba invers, o ridicăm sus, o dăm într-o parte, coborâm.
și o aducem din față aici jos. Iarăși. O dăm într-o parte. Punem locul aici sus. Punem ochia noastră și o aducem aici. Și apoi vedem. Reparăm centrele. Verde s-a reparat, oranj s-a reparat și muchia a venit la locul ei. Și cum poți vedea, a mai venit una. Întâmplător, dar este bine. Au rămas ultimele două, da? Și aici iarăși trebuie să aliniate. Cum vedem, nu sunt aliniate bine. Verde cu alb este jos și aici verde cu alb este sus. Se pot împerechea, dar stricăm centrele. Prima dată vom schimba muchia invers ca să le aliniem între aceeași linie. Pe urmă facem la fel ca și la muchia anterioară. Ridicăm sus, dăm într-o parte, coborăm. Schimbăm cu fața. O dăm într-o parte, punem fața, punem muchia noastră și o ducem aici. Dacă ți-e greu, repeți pur și simplu după mine. Cu timpul pur și simplu ai să înțelegi mișcările și să o faci foarte bine. Acum le avem aliniate. Alb cu verde, aliniat cu alb cu verde. Galben cu verde, aliniat cu galben cu verde. Super! Stricăm centru. Schimbăm muchia. Ducem sus. Oferim într-o parte, aducem înapoi, ca centrele să fie bine, și schimbăm cu partea din față. Ducem muchia în dreapta sau în stânga, aducem locul nostru, punem muchia și o coborăm aici. Și acum vedem, alb cu verde este aici și alb cu verde este aici. Reparăm centrele și automat se repară și muchile. Și în felul următor am strâns toate muchile. Și așa am ajuns la cubul 3x3, care tu deja știi cum să-l strângi. Dar cum am spus, sunt două situații diferite aici. De aceea îl voi rezolva ca să ajung la acele situații. La metoda de începători vom strânge crucea albă. Așa. Voi strânge direct aici. Ok. După care vin colțurile. Partea albă este strânsă, aducem muchile aici. Ok, după cum știi la cubul 3x3, când ajungi, de exemplu, când ajungi aici la partea cu crucea, știi că avem trei situații. Sau e bifa, sau e linia, sau deja e crucea, sau nu e nimic, pur și simplu punctul. Adică patru situații. Dacă ești într-o aceeași situație, păi super. Faci aceleași algoritmi și mergi mai departe. Dar dacă intervine situația, care ți-o arăt acum pe ecran, așa, aceasta este situația nestandard care poate să intervină. Cum știi, la 3x3 nu poate să apară așa o situație. Când este linia și încă o muchie rezolvată, atunci există așa un algoritm de paritate, OLL, care va întoarce această muchie. Sunt mai multe formule de întoarcere a muchiei, adică mai multe algoritme de paritate OLL, dar eu o să-l pun aici pe ecran, care îl folosesc eu. De asemenea, îl poți repeta după mine. Poziționează muchia care e întorsă la tine și repetă după mine. RW, așa, adică R știm că este partea dreaptă, dar W este ăsta din mijloc.
Da? RW. U2. Acum, vezi un X acolo care îți arată că trebuie să o întorci cu partea din față în sus. Așa, felul următor. Și faci mai departe. RW U2. Încă o dată. RW U2. RW Strich. Adică înapoi. U2. LW U2 RW strich U2 RW U2 RW strich U2 RW strich. Așa, acum îl vezi strâns, dar tu vei avea alte situații de cruce. Da, este cam lung, dar după mai multe încercări se poate învăța. Că este lung, dar se repetă multe. Că multe de U2, multe de RW. Nu e nimic complicat. Da, după ce crucea este rezolvată deja ca la 3x3, aranjăm centrele. Avem verde. Găsăm două care sunt roșu, verde, oranj, albastru, așa. Aranjăm ochiile pe culori. Așa, și trecem la colțuri. Găsim un colț care este poziționat bine. Ăsta nu, niciunul nu e bine. Facem algoritmul. Acum, ăsta nu. Asta este bine. Facem algoritmul. Ok. Încă o dată. Bine. Acum am ajuns la situația cu colțurile, unde poate interveni. A doua situație nestandardă, cum vedem aici, este că la 3x3. Toate colțurile s-au poziționat corect, doar că le întoarcem între ele, adică facem pif-paf și schimbăm culorile. Așa, 1, 2, super. Și iarăși îți spun, dacă a intervenit așa situație, bine, face aceleași algoritme și cubul este rezolvat. Dar aici poate apărea a doua situație nestandardă, când două colțuri vor fi rău poziționate și două bine. Îți arăt imediat. Și aici poți vedea situația nestandardă, care la 3x3 nu poate să apară. Două colțuri încurcate între ele și două bine poziționate. Și iarăși vom folosi un algoritm de paritate. Este un pic mai scurt, ușor de realizat. Îl voi pune aici sus și de asemenea poți repeta după mine. Poziționăm colțurile rău montate, rău poziționate aici în dreapta. Și facem în felul următor. R2 U2 R2 UW2 R2 UW2. Și acum clar că dacă s-a schimbat două între ele, două laturi, cum am spus, s-au schimbat și centrele. Iarăși aranjăm centrele la locul lor. Așa. O,
Ok, am aranjat centrele locurilor, trecem la colțuri și de data asta va fi totul perfect. Găsim un colț care deja este bine poziționat. Îl poziționăm și pe următoarele. Încă o dată. Așa, vedem, unul perfect poziționat, ăsta stă bine, ăsta stă bine, ăsta stă bine. Situația, ca la 3 pe 3. Facem pif-paf. Super. 4-4 este rezolvat. Da, 4x4 este un pic mai complicat decât 3x3, dar asta este ideea, dezvoltare continuă. Adu-ți aminte când 3x3 îți părea imposibil de rezolvat și acum te descurci foarte bine, nu? Pentru că nu te-ai lăsat, ai încercat iar și iar până nu ți-a reușit. Da, asta fac cuburile și puzzle-urile acestea. Îți dezvoltă intuiția, caracterul, atenția și îți pun mintea în mișcare. Indiferent de vârsta care o ai. Deci, ne vedem la următorul tutorial. Pe curând!